Noi mergem la Soroca. Mai departe, da, no? Mai departe de Chindichi, de Chișinău, mai aproape de Soroca. Am colindat, au colindat țara în lung și în lat pentru a reînvia vechile ornamente de pe ei și catrințe. Vorbim despre soții Lungu din satul Vădeni, raionul Soroca, care de mai bine de 15 ani se ocupă de confecționarea strailor naționale. Fiecare ie, catrință sau alt obiect vestimentar este cusut, ca pe vremuri, după tehnicile adunate din toate regiunile țării. Soții Lungu au început să coasă straie naționale pentru ansamblul folcloric Țărâncuța, unde capul familiei, Simion, este conducător artistic. El brodează, ea țese brâie și catrințe. La sud zic eu că este alt stil de costum, la noi la nord este cu altiță, încreț și râu. Și centrul la fel, dar cei de la sud mai poartă catrințe dinainte și dinapoi. Este un lucru migălos, dar care aduce multă satisfacție. Un costum național așa bogat, zic eu, merge și la două luni, poate și mai mult, durează. Catrința ajunge 700-800. Iată această catrință. Iată, asta este 800 de lei. Soții Lungu au învățat acest meșteșug de la părinții lor, pentru că, spun ei, așa erau timpurile, să știi să faci de toate. De la mama am deprins toate, și-a sasă, și-a alege, cum spunem noi, l-a ales războiul. Am fost 6 fete și mama s-a stăruit așa pe rând, cum ne ridicam pe toate să ne înveți câte ceva. Noaptea, unii vorbim chiar de la lucru, lăs toate și mă așez o leacă. Îți două iți? Înseamnă că țăsătura în două iți. Îs patru iți, în patru iți. Șase, șase. Pentru a reînvia vechile ornamente tradiționale, cei doi meșteri populare au mers prin mai multe localități. Au vizitat muzee și expoziții. Zona de nord, acolo sunt mai mult cătrințele aleasă. Să aleasă, au flori, au frunzuliți și mai au acolo mai scurt ornament florar. La noi, zona asta, sunt mai multe vârste, mai scurt dat în vârstă. Și mai e că mai facem spicul, mai ridicăm cu speteaza. Până începe a țese, e mult de lucru. Ne mai povestește meșterița cu mâini de aur. Le urzăm, pe urmă începem și le nividim. Așezat un stativ, asta se numește nividitul. Dăm pinghiță și una singură persoană nu poate face. Trebuie numai decât să fie în două persoane ca să-ți dăi firușeala, să-l iei printre ieță. Pe lângă faptul că sunt frumoase, costumele tradiționale sunt și naturale, lucru rar întâlnit în zilele noastre.